Amenzii de aproape 3 milioane de lei din partea ANRE pentru furnizorii și distribuitorii de energie electrică și gaze naturale din țara noastră. Măsura vine în urma controalelor efectuate pe piețele de energie electrică și gaze în perioada februarie-martie 2022. O serie de controle nu s-a terminat prea bine pentru mai mulți furnizori și distribuitori de energie electrică. În numai o lună, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, ANR, a oferit sancțiuni în valoare de 2,9 milioane de lei pentru nerespectarea obligației de transmitere în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de energie electrică, nerespectarea obligației de transmitere în termen de 15 zile calendaristice de la înregistrare a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de gaze naturale, nerespectarea obligației emiterii facturii cu decontul final de lichidare și transmiterea acesteia clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale. Din cauza acestor nereguli, mai multe firme s-au ales cu sancțiuni. Nu numai furnizorii și distribuitorii de energie electrică au fost sancționați. În urma controalelor, societatea NordGaz a fost amendată cu 270.000 de lei pentru emiterea de oferte tip pentru clienții finali, fără ca acestea să cuprindă în conținutul lor toate informațiile minime obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare, neîndeplinirea obligației de a notifica clienților finali modificarea prețului de furnizare a gazelor naturale cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării.